Așa cum se spune, au murit, spre exemplu, 8.000 de oameni la noi în țară. Dar nu s-a spus că, băi, da, s-au făcut sănătoși 200.000. De ce tot timpul, fiecare zi, orice deschizi, au murit 8.000, au murit 8.800, au murit 8.200, nu spune, da, s-au învindecat 200.000. S-au vindecat 250.000. Și asta nu face altceva decât să cum să spun eu, să imprime frica în om și să-i amintească permanent de moarte. Și noi nu suntem pregătiți de moarte, deși noi creștini fiind, pentru asta ne pregătim. Să ne naștem încă o dată, trecând prin poarta morții. Da, faptul că nu avem claritatea lucrurilor, ne înspăimântăm de moarte. Și când auzim de moarte, ne murim înainte de a veni. Este teribilă experiența aceea pe care o are un sfânt de pe la Edesa, când se întâlnește cu ciuma care merge la Edesa și îi întreabă, ce cauți, ce cauți pe aici? Mă duc să iau 10.000 de oameni din cetatea asta. Și în sfârșit, când sfântul s-a dus, când se întoarcă în cetate, s-a întâlnit din nou cu ciuma. Și spune, ei, nenorocit, ai spus că e 10.000 de oameni și ai luat 50.000. Și eu n-am luat decât 10.000. Dar el a spus 10 muri de frică. Deci e teribilă, cum să spun eu, această lucrare diavolească într-un ultimă instanță. Să permanent să clamezi, să spui, vorbești despre moarte, despre moarte, despre moarte, despre boală, despre boală și nu spui niciodată despre vindecare. Când boala e infinită față de vindecare. Străim în această perioadă în care, în loc să cultivăm ceea ce e minunat, noi nu facem altceva decât să insistăm pe mizerie. Și atunci devenim mizerabili și noi. Toți devenim mizerabili. Dacă tot timpul vorbești de moarte, nu începi și tu să puți a moarte. Dacă vorbești de trandafiri, începi tu să măcar să-ți imaginezi frumusețea trandafirului și mirosul și parfumul și începi să ai altă atitudine. Noi găsim motivații, găsim întotdeauna explicații. Când Dumnezeu te încearcă și tu începi să explici lui Dumnezeu, este ca și cum ai crede că Dumnezeu nu știe despre ce e vorba. Este exact ca și cum Adam, când Dumnezeu l-a chemat la sine, a vrut să-i explici, Doamne, știi, eu sunt gol și nu pot să vin în fața ta. Dar ce Dumnezeu nu știa cum e Adam? Te umilește omul, te disprețuiește omul, te terfelește omul. Iartă-l, îmbrățișează-l și iubește-l. Roagă-te la Dumnezeu să-i deschidă mintea și să-i lumineze cugetul în așa fel încât să înțeleagă că nu pentru asta este făcut el să descopere mizeria din sufletul tău, ci să, dacă descopere ceva bun, să se minuneze și să te întreacă prin bunătatea lui. V-am povestit lucrul acela și e teribil. Nu se poți să înțelegi cu ouă de vulturi. Nu a fost, l-am spus pentru prima dată anul trecut în noapte de înviere, nu pot să uit lucrul acesta, e teribil când l-am găsit. Nu? Și pentru mine sunt lucruri atât de clare și de evidente. Nu să când se întorcea vânătorul din pădure, a găsit un ou de vulturi la marginea pădurii, a așezat sub cloșca care o avea acasă și după un timp au început să iasă pui, a ieșit și puiul de vulturi, s-a amestecat cu puii de găină și ce făceau puii de găină, a început să facă și puii de vulturi, scormonea oia și căutau vermișor, căuta și el și dă-i, și spre toamnă când a început să a crescut și el mai mare și se deosebea de puișorii ceilalți, la un moment dat a văzut pe cer un vultur care străfungea văzduhul și care a rămas oarecum așa extaziat și îl întreabă pe un cocoș mai în vârstă, bă, ce-i pasărea acolo așa de frumoasă și mare? Și cum, dar tu nu știi? Nu știu. Zice, este regele văzduhului, bă, ai vulturul, bă, ăla-i vulturul. Și, Doamne, ce minunat este, extraordinar. Și el a continuat să rălăcăie ca și ceilalți pui, să mănânce vermișori, să caute și așa mai departe și așa a murit. Noi ăștia suntem, de fapt, chemați să fim regei văzduhului, regei creației. Nu să dăm cu laba să descoperim mizerie din ceilalți. Dar dacă nu suntem capabili să ne cunoaștem menirea noastră, ne dăm, cum spune, ne dăm pe față ignoranța, tocmai în astfel de împrejurări și astfel de... Pentru mine, oricine arată cu degetul spre celălalt, uităm lucrul acesta, nu? Când arăți cu degetul spre cineva și mai faci așa, un păcat e al lui ăla. Trei sale tale, că trei degete arăți spre tine și unul chem și pe Dumnezeu să te judece. Oricine arată cu degetul spre cineva, uite ce a spus Mântuitorul Hristos. Și în putoarea unui câine poți vedea ceva minunat. Depinde ce urmărești. Dacă tu urmărești să-ți înmulțești putoarea din tine, o găsești peste tot. Dacă tu urmărești să-ți înnobilezi viața, noblețe găsești peste tot. Depinde ce urmărești. Și noi ne dăm seama de oameni cum sunt, după felul cum, de fapt, se comportă. Când deschid gura și încep să scui pe mizerie despre un altul, săracul îi prinde mizerie înăuntru. De unde să scoată dacă el n-are decât mizerie? Dar când, din potrivă,
deschide gura și vorbește minunat. Nu neapărat despre altul, despre minunățile lumii acestea, că sunt atât de multe lucruri minunate. Atunci îți dai seama că omul ăla este plin de lucruri minunate. Atunci s-ar întreba, deși v-am spus, trăim într-o lume în care vor, cineva, sunt câțiva pe lumea, pământul acesta, care vor spune că noi suntem nefirești. Vor să schimbe, de fapt, chipul lumii acestea. Pe asta e lupta cea mare. Că Satan vrea să fie el stăpân, să schimbe chipul lumii acestea și să spună că întunericul e lumină și lumina e întuneric. Că firescul e nefiresc. Iar nefirescul e firesc. Noi nu avem nimic. El are dreptul până la sfârșitul veacului să se manifeste. Dar noi să nu fim naivi. Să credem că avem justificare dacă vom fi de acord că nefirescul nostru, că firescul nostru este nefiresc. Și că firescul lor e firesc. Nefirescul lor e firesc. Ori astea sunt legile. Ori astea se impun copiilor acum și cu transgenderul și cu toate celelalte. Și noi am stat liniștiți acasă, că nu ne-a interesat. Pe noi nu ne-a interesat că a fost vorba de familie. Păi familia este nefirească într-o lume ca asta în care trăim noi. Și nu sunt promovați oamenii care au un statut minunat într-o familie. Ci sunt promovați cei care sunt fie într-o parte, într-alta, fie că s-au travestit. Ați văzut viurța ăla, nici trebuia să fie primit poate într-o competiție și a luat Eurovision. După lume ca a noastră firească, un om că n-avea ce căuta acolo. Dar după lumea în care trăim, el a fost dat, luat ca model, ca exemplu, ca să umilească într-un fel familia. Ca să spună familiei, băi, ce, nu mai sunteți la modă. A trecut vremea voastră. Noi nu avem nimic să ne ierte, n-am nimic nici cu viuri să mă ierte, că n-am nimic, Doamne ferește-mă, nici că e dreptul lui să trăiască, să-și aleagă ce vrea el. E dreptul fiecare, dar e și dreptul meu să rămân așa cum sunt. De ce eu n-aș avea dreptul ăsta? Și asta e pericolul care ne paște. Că oamenii aceștia vor să spună că noi suntem nefirești, că ei sunt firești. Și noi suntem manierați. Pentru că, de ce? Îi primim exact cum e la beduinul și Camila în deșert. Când beduinul și-a întins curtul, a legat Camila afară și a început Camila și-a băgat capul. Și beduinul s-a arătat să stăiți la ea. Ieși! Și zice, băi, lasă-mă că a început afară o furtună de nisip și ustră pișcă. Ieși! A mai stat, băi, e frigă și l-a lăsat. Însă, și după aia și-a mai băgat și picioarele. Și după aia s-a rățuit, băi, s-a întins furtună și în sfârșit aia. Și după aia, la treia fază, zice, Camila face un vânt, intră și cu picioarele din spate, dă un cap beduinic, mai ieși și mai stau și tu afară, să mai stau și eu în cort. Cam așa sunt ăștia. Noi am primit peste toți. Vă dați seama, noi am primit în țara asta când toată lumea europeană îi vena pe husiți. Noi am primit aici așa, pe luterani, pe protestanți. La noi au găsit căldură și apă. Și acum, de aceea m-aș bucura, dragi telespectatori, să fiu iertat pentru toate care le-am spus. Dacă e ceva care credeți că vă folosește, păstrați și țineți. Dacă nu, aveți coșul de gunoi aproape, puneți totul la coșul de gunoi, nu mă supăr, dimpotrivă. Vă mulțumesc și vă doresc o seară binecuvântată, vă doresc un post bineplăcut și să nu uitați, postul, noi nu ținem post, să știți. Postul a arătat Mântuitorul Hristos 40 de zile și 40 de nopți, n-a pus nimic pe limbă. Noi ne îndulcim. Postul nostru este, uneori facem mâncare mai gustoasă în post decât în cășlegi. Postul nostru este, ar fi grozav dacă ne-am potrivit cuvintelor profetului Ieremia. În vremea postului, legați limbile voastre, legați burțile voastre și în sensul acesta, cu siguranță, vă fi bine plăcut lui Dumnezeu. Vă doresc o seară binecuvântată, o postire ușoară, lejeră și să ne întâlnim, dacă Dumnezeu ne va îngădui, sănătoși la o altă emisiune Lumină din Lumină Lină. Seară binecuvântată!